Vorbim despre deportarea moldovenilor în anul 1949, la 6 iulie. Eu mă numesc Alexei Tulbure, sunt conducătorul proiectului. Și vorbim cu doamna, prezentați-vă, vă rog. Sunt, după părinți, sunt Grușca Maria Pavel, născut în satul Stolniceni, raionul Brătușeni pe atunci, acum Edineț, la 4 martie, anul 1942. Și în, la 6 iulie 49, la 6 iulie avut... 49, am avut așa, vreau zic, de cu seară, la noi, părinții, mama mea au avut lucru pe deal, cu copiii, cu tot, și am stat la masă. Și dar câți erați în familie? Noi eram care era familia noastră? Tatăl meu care lucra la spital, mama era acasă și încă doi frați care erau, unul învăța la Bălți și unul lucra în raionul Fălești, și un frate care era cu mine. Patru copii, da. Noi am fost patru copii. Și noi stăteam de vorbă, eu ceva ca un copil am cerut, dar mama a spus, clasă-că mâine, dar eu zic, dar până mâine pot să mori. Înțelegi? Și zic, poate mâine, poate să nu fie. Și după aceea, eu m-am trezit dimineață. Ne oprim de ce? Mai tot. Nu, nimic. Eu m-am trezit dimineață, că nu-i mama lângă mine. Noi am avut, vreau să că era în o gradă asta, în centrul satului, noi am avut două grădini, câte jumătate de hectare. O gradă era casa buneilor mei, casa noastră și încă o casă nouă se construie. Și așa la marginea, vreau zic, la poartă era cuznița cu toate așa o căsuță, cu toate instrumentele, fiindcă era tractor, mașină de treier. Și ale dumneavoastră, ale da? Noastre, da. Și acolo era cu tot complet de asta. Era asta. Dar ce ați mai avut? Ca ce am avut coșnița. Am avut ambar, așa, parcă în curinnic noșca, făcut de lemn frumos, bătut cu tablă, pe urmă l-a transportat așa întreg și l-a făcut în raion Parikmahersky. Și am avut și șcarni, asta a fost atât și un cal era decorativ, care avea grajdul lui aparte, așa, atât asta, o gradă asta a fost. Pasica a fost aici, aici este jumătate de hectar, pasica și asta, copaci. Prin o gradă și era pentru animale, un sărai mare pentru animale, fân, tot, și tot era asta, copaci, era așa, dar livadă. Dar din vite ce vă apărțin în familie? Din vite am avut cai și acasă era vași. Multe ți-a avut? Multe am avut, da, da, asta, tamam pe vremea și era la șoban, am avut oi. Porși am avut, asta, mulți porși am avut, care erau acasă, și ca un cal care decorativ, dar erau doi ori trei, nici nu țin minte, știu că eu pe jala mic îmblam, nu era pony, dar era mai mic din statură. Și vreau zic, porși, găini, de este de ale casă, găini, cavă, căpri, dar astea, oile erau la stână. S-au avut multe oi, 100 de oi, destul de mult. Și am avut 17,5 de hectare de pământ. Am avut tractor, mașină de treier, nu știu, toate completele astea care a turnat la tractor, boron, seielcă, veielcă, nu știu ce. Și eu m-am trezit dimineața, că noi am dormit, fratele meu dormea în casă și a noastră nouă, unde părinții trăiau. Da, noi cu mama am dormit la bunica, în ogradă. Bunica nu mai era, de nu era moartă, adică în casă la bunica. Și eu m-am trezit că nu-i mama lângă mine. Și eu m-am sculat să mă duc acasă. Văd soldați în ogradă, care că la noi era o ogradă frumoasă, grijită. Noi am avut un om care îngrijă de ogradă. Dar s-a mai avut și alți oameni care lucrau cu tractor? Cu tractor, da. În mie acolo așa era. După, mama are tractor. Mama mea era la volanul tractorului. El lucra cu tractorul și dacă de pildă ei așa se înțelege. Eu o țarță-i pământul, tu mi ajuți mie la altceva. Așa. Și ea așa și îngrijești de familie și era întotdeauna în casă mâncare pentru patru familii de patru
ăsta, copii și doi ei, șase eram și nu, înainte de asta a murit bunica. Și pe urmă, eu era, nu știm că cineva îmblă pe o gradă. Noi am avut un câine tare mare ca un vițel, învățat că băieți încă să văd eu joc de mine. Fas, să mă duc în altă o gradă. Și el m-a apucat de spinare și mă duce în dinți, știi așa. Nu era câine lișeală, nu era nimic. Când mă duc eu în casă, acolo multe lume, soldați, mama lui și fratele meu. Și eu început să plâng și... ia că și printre ăștia care ridicau tot erau oameni. Un soldat spune că ne place, Evăci, că tu și tu hoceși. A, de mama mă ia? Și el a înțeles că eu de acasă, poate grede că am venit de undeva să mă jos, să joace. Și pe urmă a venit fratele meu, de el e asta, lui i-a spus că el are voie să iei ori 200, ori 300 de kilograme, eu precis nu țin minte. Eu s-am dus în carșe, răsărit chelul, iubie, răsărit păpșoi. E ca asta. Ca un copil. Ca un copil și. Și încă noi, când el demo, asta am încărcat și pe urmă a venit mașina, la, de asta gruzăvaie așa, fără, cu borturi așa, cum cară, eu știu, gruzăvaie, nu știu cum era. Dar erau pe timpuri mașini. Pe timpuri, da. Și a încărcat tăta asta lui și acolo mai era o familie de alăturea. Da, ei, noi eram cei mai bogați din satul șeală și mi se pare și chiar de raion după averea care am avut-o noi. Și așa tot era doi moșneși, o femeie, o vecină, așa îmi pare că... Nici din satul luat numai două familii? Nu, nu. A, mai mulți. Două ori trei familii, dar ăștia eram departe de noi trăie. Că-i Salahor, că-i nu știu cum, eu nu țin minte familia, bine? Și ei era bunica și ei și asta și m-a luat, când m-a pus pe mine în mașină, soldatul ăsta, ei m-a luat lângă de și-o și putea să plângă. Și pe un fratele meu, și fratele meu ne arată că ne arată așa cu pumnul câțiva de astea, cervonță, știi, era de aur. De el și este ții două, de ești la întinie, hâtru. Dar restul și-a lăsat lui mama și lui tata în casă. Și el a știut că el n-a să mai vie acasă. Și în vremea asta, a început să strâns lumea la mașină, știi, că l-a mort. Așa plângeau, strigau, așa țipete, măie câine, găinile cu cudășeu. Și asta, el, dar încă înainte de asta, un soldat este, deși spuneam că era și atunci și oameni cum scade dintre ăștia. O lasă și zice, Evăci, că e de-asta. Dar în casă am avut o masă și era cu o de-asta, de pluș, cum înainte era de pluș scateri față de masă și el m-a vrut sub masă, că nu se vede până în pământ. Și zice, mălci, se ghita. Și vine a doilea care era, că erau trei, unul nu știu, la doi și de-o cu este, puștile este. Și el zice, a ghe to culațcă aia trodie pe mine? Deci, și zna, ghe-te begălă, zice deoșcă, ghe-na, năghite, eu băstră, năghite. Știi, și al doilea... Dar erau soldați, toți militari, sau și din sat erau? Nu, din sat erau activiști. Activiști erau, activiști erau, da. Că era o lume în casă. Dar aista, cineva, cine o arătat că eu sub masă, nu știu. Și așa la cuștecășor, zic, vâhădie atunci. Probabil este o crezut că să rămână acolo și rămâne. Și pe urmă, de mă, când mi-a urcat în mașină, așa țăpam și așa boșeu. Și o femeie spune, dă-te nam devăcicu, dă-te devăcicu. Deci că nelzea. Și în vremea asta a venit mama mea la mașină. Dar era pe deal, da? Nu. Vreau zic, un vecin, un activist de ăștia care era, a venit când i-a strâns pe toți activiștii la Silsovieturi, unde era acolo, la, în sat, și le-a spus că ia că voi nicăieri de nu vă duceți, noi noaptea asta ridicăm. Și el a venit, el a știut că noi suntem în este de până, și, dar el e vecinul nostru și el a venit, nici nu știu familia lui, el a venit la fugă și a spus, Anna Clementina, bistrinco, idemte să noi. Dar ea și-a sucelă, idemte. Da, în limba rusă vorbesc, că acolo e satul ucrainesc, da.
Și el s-a dus cu dânsul și el a dus-o la soacra lui, la marginea satului, unde spitalul era, la marginea satului, și el a stat în cuptor, a vrut în cuptor, așa cum era cu cămeșă de noapte. Dar mama mea așa un păr, era avea lung. Apa așa despletit, așa și-a dus-o. Eu n-am văzut-o, dar de-mi fratele ne-a povestit. Când a venit, ei știi că era, parcă era străcată la cap, turmentată, era cu părul și ala și i-a dat o fustă țărănească, că era un cămaș. Eu îmbla, mama mea, îmbla ca o cucoană, cu ceas, cu asta anglesca costum, cu medalion ceas, așa, în costumaș, era bine. Că ești e tehnică, dar tatăl meu era funcționar și nu știe o cană de apă, să o duc o caldare de apă de la fântână. Și mama tot a avut studii, că eu am avut, eu am văzut diploma ei, și că a terminat gimnaziu și are voie să lucreze învățătoare. Și pe urmă, asta, eu am început să țipi și femeile au stupat-o, știi? Și tu ești așa și rășu cricit, ăta e ihnie tiotea. Кистр, дайте мне девочку, да. Я уже сказала, это их не тетя, у нее нету детей. Дайте эту девочку ей. Нет, нельзя, она поедет. Ши, ну, никто не выдал к вообще, и мама, да. Шапки, ну и надус. Надусла. Да сейчас откуда не остро, сейчас до вдеса вас. Я у них, а шаку мы А мястро, да, ну он дерем преуны, как бы фратили, че луат. Niște sași și în buzunar și-au avut, el nici haine nu s-au luat. În buzunar s-a pus aurul și ala care o lăsa și lui mama și lui tată. Că i-a vzeat să bei tibie monetă. Apoi noi cu monetele și ele, așa și-am ajuns. Fratele dumneavoastră câți ani au avut atunci? 17. 17 și dumneavoastră 7. Da. Da. Și tamana amândoi, noi am primit, eu 7 ani am primit, dar el 17. Și pe urmă ne-a dus la gară la Dondușeni. Eu, noi ședem în mașină, fiecare sat, raion, cum era ceva strașnic, de este tovărnicie, era numai tovărnicie. Și era un ștab, cred că, că vine, Semia Grușca, кто? Iacă, на допрос. Vine ăsta, da, ești și de ne ține sub strajă, soldați. Și s-a dus el tot, îl chema și asta, și pe urmă de mult s-a început să încar și vagoanele. Și o femeie a sărit. Dar eu... cum îl chema pe fratele nostru? Vasile. Vasile Grușca, da? Vasile Grușca, da. Uh-huh. Și pe de asta, o femeie a sărit din asta mașină și a vrut să fugă. Și în vremea asta un tren și-a tăiat o jumătate. Pișarele erau în altă parte și asta în altă parte. Și a venit încă un vizitor rus, un soldat de ăsta și așa cu ștecuț. O, aici ceastii, cât o hoci, nu să vă vzeați aici. Știți, bătaie de joc în loc să suferi că a murit un om. Și după aceea ne-au încărcat în vagon de astea tovărnici, era niște paie acolo. Și aici cu sași, nu, și nici eu au luat, sași au zvălit acolo. Și străga și boșe, nimeni nu, nici apă n-avea, nu era nici apă. Și știi unde te duci, unde ai să vii, ori... Nimeni nu știe nimic, nu era informație, nu era nimic. Și după aceea s-a pornit trenul, s-a pornit. Dar v-a ținut mult la gară sau? Am ținut, când am venit noi asta în prima jumătate de zi, tocmai sub sară. A, tot în ziua aceea s-a pornit? Da, da. S-a pornit eșalonul și ala așa, mărs, tot am mărs. Dar știu că numai că e Dondușeni, asta eu țin minte. Unde am mers, am mers sate, nu s-o prind nicăieri trenul și tot spune că mă hătim pe malincum, pe ăsta. Terpite, terpite, o tot ugol îi dine, știi, că animalele, du-te în ugol acolo și pe urmă mergi în trenul și ala. Da, asta, după ce am ajuns, nu știu unde, că a început, din tăte, știți, așa bătea un, asta, în ușă. În ușă, nu în ușă, că ușa era deschisă, că altfel ne îndușăm. Și de doi soldați cu este puștile astea încrucișate. Și unde... Ușa deschisă merge trebuie. Da, că el așa e, se închide, știi, da, ca da, vagon, da, da, așa. Da, da. Glisantă ușa de asta. Da, 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 da. Și el, ei deodată ne-a închis așa. Și noi am strigat că dați-ne aerul cu țâcă. Și ei o deschis și s-au așezat ei în ușă, acolo, ca să nu sară lumea. Și undeva, o pustie, nu știu unde noi ne-am oprit și ne-a dat voie să ieșim, dar tot nu ne dă de voie ea ca de pildă. S-a dus ăsta, fratele meu, nu ieșe o familie întreagă, ca să nu fugă.
a ieșit fratele meu și a început și nu era și nu era. Și după ce a început câte unul să se întoarcă, dar el nu s-a mai întors, probabil s-a ascuns când i-a mărs o femeie și a zis că șoptite cala, adică eu să fug, să nu mai întorc înapoi. Vase tebe budeș dati, în limba ucrainească, vase tam tebe bde. Da, asta în ce zi a fost? Nu o țin minte. Da, ați mărs o perioadă, de câteva zile da, ați mărs? Da. Asteți, vă rog, până la evadare. Dar cum vă hrăneau? Ce... Nu ne mai dăde nimic, absolut. A, toți care avea cu dânsă ce... Cine de oamenii? Nu ne dăde ăștia acum. Apă vă dădeam? Apă dăde oameni bătrâni s-o luat. Nu era de-al de fratele meu de asta. Da. Aveau brânză, aveau slănină, aveau pâine, avea apă și ne dăde așa. Dar pe urmă, odată, o dat ceai, nu știu unde. S-a oprit la o gară și ne-a dat ceai acolo. Și dintr-o cană au băut Vase, am băut eu, dar și ne vroie să mănânci, nici mâncare nu merge. Și și eu, adică... Undeva v-ați oprit, el a plecat, el, nu s-a întors? El și de ascuns. Și cred că a spus la femeia cineva asta să-i spui să vin eu. Și când a început să se întoarcă, ne-a dat și nici. Eu m-a scoburat ca copilul, că și intrau, știi, pe asta. Și eu m-a scoburat să mă duc și nu ne-a zis nică, fiindcă eu n-am fost afară, încă și ei de-am s-o întors. Și nu am numărat bine atunci. Și trenul s-a pornit și noi am rămas cu Vase. Numai noi. Noi, din vagonul nostru, eu și cu Vase. Din undeva alt vagon, era de la Zăbriceni, Vârlanea, că eu țin minte familie, că am venit și am cătat, fratele meu, eu găsit că nu am venit din Kamchatka. Era Vârlan, ăsta, doi băieți, a directorul școlii de la Zăbriceni, tot, era fără părinți ridicați. Și asta, băieții tot au fugit, băieții și ei. Și undeva, de mă știi, trenul s-a dus, când de m-au chiuit, când de m-au nu se mai vede nicăieri, de m-au, eu știm în tufare acolo și Vase a început să strige pe mine să mă caut și când încolo iar ies un băi să le iasă și noi am înțeles că noi suntem dintr-un tren. Și așa pot să mergem. Unde să mergi? Dacă trenul s-a dus înainte, să că noi ne ducem înapoi pe urmele trenului. Da. Și știe unde. Până am ajuns într-un sat, și ia că trei băieței, aproximativ așa, unul mai mare era așa că fratele meu din familie și dar unul era vârsta între mine și frate, nu știu, poate și ala 10 ani avea, nu știu, era mai mare decât mine, da? Mai mic decât fratele meu. Și noi așa mergem și am ajuns într-un sat și întreabă, și sata ăsta, și eu, unde? Eu, pur și simplu, un moment, deci... Iese că ei luau copii fără părinți, da, copiii minori luau, da. Pur și simplu deodată luau și deodată au zis că n-a să iei, n-a adăbrat că n-au părinți, probabil, poate și pe cineva n-au luat. Dar pe noi ne-au urcat, ea că este două familii, pe noi și pe ce ea. Fără părinți, copii. Da. Și după aceea, după aceea am ajuns noi într-un sat, îi întreabă, și cred cumva, și dar nu întrebați că Vase era mai mare, 17 ani, tot înțelege el, că dacă spune, muși ne aristează, miliția ne duce la tren. Și eu început să spui, de ce fel de sat, mai scurt, o șerut, am îmblat cu șerutul, șerem apă, șerem mâncare, până am ajuns. Dar v-ați dat seama unde sunteți, în ce republică erați? Da, noi am fost undeva trecut după Ucraina. Adeam pe Rusia undeva. Da, pe Rusia, da. Și noi am trecut, tot mergem și rem, dormim pe sub garduri, pe unde găsau, e colibie atunci era, hărbuzărie, colibie, și nu era nimeni. Era dormim, vară, da. Era vară. Mai în scurt am ajuns, noi, și, cu șerutul, întrebau, a cactu da, mai găsau copiii, băieții, ei găsau limba comună. Am ajuns până la hotarele Moldovei noi. Am ajuns. Ați trecut toată Ucraina, da? Am trecut, da. Pe unde cu mașina ne suim, pe unde cu căruța mergem, ne luam. Dar întrebau oamenii cine sunteți și de unde veniți. Poate cu dânși comunica pe mine. A, dar dumneavoastră nu țin minte. Nu țin minte asta, că cu dânși vorbe, să discutim, nu cine, dacă ne luam căruța. A, ce vă ghete, atcudă vă ghete? Poliția, miliția. Nu era pe drum, nu. Nu, n-am întâlnit când am ajuns la noi, la Moldova. Am trecut la Moldova
Și pe satele este moldovenești, dacă acolo au găsit poliție și au întrebat, da, cui voi sunteți? Miliția, atunci. Miliția, da. A cui voi sunteți? Asta ea. A văd cu de vă. De aici te proști, s-au relaxat și au crezut că de-am gata. Noi am scăpat și de-am venim acasă, înțelegi? Și zice, откуда вы? А мы с Братушанского района. А что вы? А мы с поезда отстали, ей его спуск. А, вы из тех Кулакова, а, что это для милиции? А что, они сейчас он там платнутся или сменьте? Да, Молдова держа, да? Да, мы Молдова. Что до почти не одус, где вы жили, в Стальничанах район, что не одус, дрепла НКВД. НКВД, что со мной отус, не одус ла Братушен. Și zic, au început acolo să, a, văd, vă, atrodi, să băteau joc, spune eu prostii. Și ne-au luat pe noi și pe băieței și ei și ne-au pus în grajd cu caii. Știi, era pod naves așa și este paie și le dă de acolo. Și era fân pe împrejur și noi ne-am așezat pe cele pe fân și dăm trei băieței și asta. Ia ca aici, de-am început să ne dăie de două ori mâncare, ne dă de ceai și ca de pâine dimineața. Și pe urmă nu ți-l minte, mai aduce ceva, așa, ne dă de să mâncăm. Și noi acolo am șezut o săptămână, în grajdă șeala. Și tot pe deși pești, pe Vasea, îl chema și pe, din familie și e pe cel mai mare. Și tot spune, nici o mână de om așa, hrăditile, et prave în Vasea. Și atâta. Și pe urmă lumea o afla, știi, lume de cumva, poate și așa și spus. Și spune că, văd zis, dieti, tăcoi, oi. Stălnician și au venit la nașele mele. Din sat, da? Da. Și era flucoasă, știi, dacă ne chiptonată, ne spălat. Îți-am minte că de băieții mai fugeau în sara. Și era garduri acolo. A, adică nu era chiar strict. Puteai să era puși. Strict. A, era strict, da. Da, îi săreau pești gardă, știi. Era de... Nu era garduri... Nu era gospodăriești, că acolo la NKVD. Nu așa că era gluhai stina de piatră, de... Și m-a pus așa între gard. Și e, m-a cheptanat de parte. Nu dă de voie. E, m-a cheptanat de parte și e. Și m-a îmbletit. Eu dat să mănânc. Și mine e fiecare zi. Stă în nașele dumneavoastră. Da. Dar el o sta mai mult acolo, nu, el o veni să vă vadă, da? Ei vineau și se duceau acasă, că noi 3 km de la centru. Da, nu era de parte. Și am aflat sora mai mare a lui tată, eu. E trăit într-un sat 2 km de la noi, că noi suntem acolo. Ne oprim mai până, ne oprim, nu, nu. Dăm noi. Eu de până să fiu de bucurat că așa să plâng. De tătă nici nu vreau să ia ducă mine. Și după aceea a venit sora și pe noi ne-a ținut o săptămână și a zis că nu știu, mă știi ce. Adică vă ținuși pe voda drum. Da. Și băieții și... Și așa e și nu mai s-a spus că duceți-vă acasă, la urmă, de ori este s-a avut minte Vasea. Venim acasă, că la noi era bătut tătă, închis, sigilat. Rupiem și ne ducem și ședem acolo, dar unde ne ducem? Asta e casa noastră, așa. Nu? Cu toate că ne-au luat tătul scos, tătă avirea, tătă animalele, tătă răscurocele, așa la habarul și de mult l-a dus să răion, nu tot absolut. Asta când ați aflat dumneavoastră că o făcut percheziți și o luat? Asta când ne-a dat drumul. A, v-ați dus tot. Și a venit sora lui tata meu și să mi iei de noi. Ce, noi nici acasă. Și nu, acolo de noi nică, de mutată e zăbită, все забрали, все вывезли. Și noi ne-a luat sora lui tata meu. Și noi acolo așezut, eu pe tata 5 ani de zile nu l-am văzut, pe mama pește 2 ani de zile. Noi, noapte, într-o noapte, noi am trăit la... Ați trăit la sora... Lui tata Neu, mai mare. Da. Și tata asta... Dar în ce sat asta? În Chiurt. Satul Chiurt? Chiurt. Chiurt. Chiurt, da. Sat moldovenesc, chiar că aici 2 km. Nu, Ciuhor, trece râul Ciuhor și acolo de moldoveni era. Și asta... Trăiem acolo, mâncam, Vasea prășe și ajuta lui. Bine, dar 5 ani, asta ați mers la școală sau... Cum să înțelegi? Am mers la școală, pe urmă. Și nu au fost probleme cu registrul la școală, că de unde copilul, ce...
Nu țineți la nu, am o să-i spune. Fratele meu cel mai mare, el tamam terminat în anul cel. Și de mult lucra în raionul Lipcani, satul Bileavință, învățător. Dar eu terminasem clasa întâi când m-a luat, că eu la 6 ani m-am dus. Pe urmă, asta, cum îl cheamă, Colea, care e srednii brat, din mijloc, el lucra în raionul Felești, învățător. Acolo, la mătușa mea, era director de școală. Și de asta tot o ridicat-o. Și ei s-au dus de acolo. Adică el rămăsese acolo, că el nu era familia ie, el era învățător. Mătușa era director, dar el era învățător și el a rămas, nu l-a ridicat, dar pe dânsa a ridicat-o cu asta, cu deadea Păvușa. După aceea, tata meu, vreau zic că în ziua aceea, adică, nu în ziua aceea, pe noi a doua zi ne-a ridicat, ca azi, pe dânsa a făcut o chemare la Zăicani. Doctorul zice și medicul zice, idite vă, Pavel Vasilici, na etat vizu, pentru că eu am mielca operație, nu știu ce avea acolo. Așa, el s-a dus. Și acolo avea rude în Zăicani. Și zice, apoi este din Zăicani, nu Zăbriceni, din Zăicani băieții ăștia erau. Zice, asta, o făcut el chemare și i-a dat ajutorul, o acordat. Și s-a dus la verișorul lui, că avea acolo rude. Și au stat ei la masă și vine altul, o rudă, au zis că tata ne-o iese și zice, tu знаешь что? Полно солдат в селе сказали, что будут поднимать Сибирь сегодня. И el zice, я иду домой, și Павлуша, не иди домой, останься у нас, завтра утром пойдешь. Посмотрим, что будет в эту ночь. Ты же знаешь, что ты в списках кулаков. Посиди здесь, посмотрим, что будет до завтрашнего утра. Ши ему я дам другому тата. Штата, где тата, шо рамаса коло. Дупа ще, тата, акаса ну пте свины, ласпитал ну пте суду кште, к спунека, сидят вагоны, ждут, чтобы всех собрать. Ел вообще пут пьеше, ноптя мерже, взыл остатен стух, удева скунс. Să ducă la Sorsa, la raionul Fălești, tot închipul ăsta, ăsta iedine și unde Fălești, să duce pe jos la Sorsa. Dar el nu știe că pe sora lui totul ridicat-o. Nu știu unde el bloca la acolo, că s-a stâmpărat, l-a ascuns un om și el a stat până s-a liniștit. Mama mea, după și pe noi ne-a ridicat, zice, și să șed eu aici, închisă, dacă gata, tot copiii i-au luat, să ducă la tațu, la părinții ei. Dar bunelul meu a trăit în raionul Glodieni, satul Novaia Vrejă. Bunelul meu era cupeț, era bogat. Și pe dânsul tot să-l ridice. Dar nu l-a ridicat că el avea mulți ani. El, la 107 ani a murit, el avea undeva 80 ceva de ani. 90 îmi pare că. Și nu l-a ridicat, el era cu este, bagajele strânse și așa și-a zut un gradcovnic și a spus că săbirați-ți. Și pe urmă nu știu și nu știu cum, că totuși mult o depins de местная власть, de oamenii ăștia care... Interesant, dar pe unii e că pe unii îi ridicau, pe alții nu. Apoi ia că asta depinde de oamenii cum au fost acolo, înțelegi? Și pe mine putea să mă scăpi dacă m-a ascuns, dar dacă cineva m-a arătat unde sunt eu. Dar pe dânsul nu l-au ridicat. Deci mult depinde de activiștii locali, da? Da, comuniștii locali care erau activiști, că toți erau comuniști. Comuniștii locali, da. Și mama mea s-a pornit și când a ajuns la marginea satului, acolo era o verișoară de ei trăie și zice, încă și nănașă era, nănașcă, zice, Ghida Clema, tot și pădemaie de Sibiri. Și zice, voi sedite-o mine. Și mama mea tot a stat în pat. Sara ieșe și stăte, dar ziua, știi cum lăsate, pierni, tete, pirine, și pe urmă acopere patul, pieșe de acolo. Ca să nu ieși afară, să nu vadă nimic, este un om străin. Și cât a durat asta? O durat 2 ani de zile, eu prima dată am văzut-o pe mama. Ei, asta au fost iulie, pe urmă s-a început septembrie, undeva, eu nu țin minte, undeva octombrie, dacă fratele meu mă căta de mă auzit, ei ne căta informații, că nu era telefon, ci era telefon înainte.
au auzit fratele Neoșal de la Lipcani că noi suntem cu fratele ăsta în ciurt. Și au venit fratele meu mai mare din frați care lucra învățător și m-au luat pe mine. Da, pe mine m-au luat și eu, măi, că vezi cum, fără documente, fără nimic, m-au luat în clasa a doua, umblam acolo. De-am la școală... Practic n-ați pierdut, ați reluat din septembrie, da? Septembrie. Nu septembrie, octombrie, nu octombrie, undeva, septembrie, da, da, noiembrie, nu știu în minte, că de mă era răcoare. Și eu de mă la dânsul am trăit, am învățat în clasa a doua. În clasa a treia a venit fratele meu, de mai ăsta care de la Fălești. El s-a căsătorit și lucra măstor și soția lui învățătoare. Și m-a luat pe mine la dânsul. Că ei, era, ei trăiau la soacra, era mai ăsta. El, de ei trăiau singuri și el m-a luat pe mine la dânsul. De-am o școală moldovnească în clasa a treia, m-am dus drept în școală moldovnească. Și dar până atunci ați fost în școala rusă? Rusă, da. Ați continuat. Și pe urmă, în clasa, după ce am terminat clasa a treia, 2 ani de zile au trecut, eu am văzut-o pe mama. A venit mama. A venit mama și tot noaptea și fratele meu spune, așa, mi-a pus mâna la gură și a spus că să nu plângi, că să nu țip ca copilul, știi? Și acolo nimeni nu știe că el, părinții sunt ridicați, că e departe, raioane, nu era așa în forma și scrie pe ziare asta orice. Și a venit mama, eu a văzut-o prima dată și pe urmă mama a spus că e de musul așezat, șede la bunelul și nu poate să mă iei, că trebuie să înțeleagă bunelul, poate să ne întrețești bunei bătrâni de mă era. Și acolo era fiar. El era, ați spus că era bogat, dar i-o confiscat. De ridicat, nu l-a ridicat, dar i-a luat tot. El era cu pieț, el se ocupa cu porci, porci, animalele astea. Tot i-a luat. El a lăsat numai casă și pe dânsul l-a lăsat. Aha, l-a lăsat casă, așa, pământul l-a luat, totul l-a luat. Tot a luat absolut, o naționalizat, așa se numește. O naționalizat toată bogăția lui. Și el lui pe dânsul nu l-a luat. El era tare bun om. În vreme foamete, el pe tot satul și-a la întreține. Asta din 46, da? 47. 47 au fost foamete, 47, da. Da. Și de atâta, cred că cumva atstăiale mesnei pe dânsul și o dat tata și ea numai pe dânsul l-a lăsat. Știi, mama acolo era. Eu am terminat clasa 3-a acolo și în clasa 4 tot la fratele ăsta în școală moldovnească. În clasa 5-a, când se trec, pe dânsul l-a mutat în raionul Florești, director de școală, pe fratele meu. Fălești și Florești, l-a mutat în Florești. Eu de m-a luat și s-o înțeles ei că știi, nu eu cătărăm lucrurile astea. M-a luat iar fratele și al mai mare la dânsul pe un an. În clasa 5 eu am învățat iar în școală rusă. Trei ani în rusă, pe urmă oară în moldovnește sau cum? 2 ani în moldovnește și pe urmă asta rusă iar. Iar în rusă, în clasa 5 am învățat și pe urmă în clasa 6 și 7 de mă fratele meu s-a aranjat în Florești, în Prajela, satul Prajela, în Florești, lucra director de școală și acolo era apartament pentru căsuță și pentru director de școală. Și de mă eu m-am dus în clasa 6 și 7, în școală moldovnească, în Prajela și am terminat 7 clasă. Și când am terminat eu 7 clasă, atunci l-am văzut pe tata meu. Într-o seară a venit el la asta, el cât umbla, s-a reabilitat, cum s-a reabilitat, nu? Documentele lui cumva l-a restabilit, da? Și pe dânsul l-a trimis acolo lângă Prajela, e un sat, eu am uitat cum se nume, Felșer, Zav Zdravpuncta. Și el de mult lucra acolo și a aflat el cumva, s-a aflat, că eu nu știu istoria asta cum a aflat el, că fratele meu acolo și el a venit tot așa noapte și a spus tu de mult nu plângi, că tata e aici, mama încă e acolo la bunelul, eu am să lucrez aici aproape, am să vin în fiecare săptămână și vine la noi, a cumpărat motocicletă, de mult noi cu fratele ăsta, ne primblam cu motocicletă că nu știe tata și până și ne-a rupt și părul, s-a îndat într-o creangă. E ca așa, după aceea de-a da,
Dar ce a făcut tată toți anii ăștia? El pe urmă a povestit? El a povestit. S-a ascundit. El cred că nu. El cred că a povestit la mama, la fratele, dar nu eram eu prezent. Că eu dacă așa o vârstă, când nici nu știu ce... După asta n-ați mai sfat, aflat. Nu. Eu știu numai una, că el s-a ascuns, el s-a pornit la făleșul când a văzut că și ea tot era deradicată, el a venit în bălț, tata meu. A venit în bălț și a stat el acolo, tot noi am avut rude, el a avut verișori și tot l-a ascuns acolo. Și el a stat anii ăștia, s-a aflat în bălț. Și după aceea, el cumva a făcut contact cu el, documentele, cumva s-a aranjat, că n-avea să-l pui în... Tot sub numele său? Sub numele lui, da. Și eu am uitat cum familie era Gorzdravu. La Bâlț, dar ăsta, toate raioanele astea le trimite ei încolo lucrători și pe dânsul îl știe, pe tata meu, șeful Gorzdravului, știe și probabil l-a trimis fără, eu nu știu, documente au avut, el nu... Uite, eu de ce spun că nu fost ăștia insistenți, că mai sunt cunoscute istorii de astea, că dacă nu erau acasă și 3-4 zile prin păduri, se întorceau, nu-i mai deranjat după asta. Nu mai este, tot vremea o ținut, diferite situații, o ținut că eșalonă stăia în zăpăsnic cu teac, își ждут, пока всех переловят. Așa se spune. Așa se spune, da. Dar de fapt, de atât v-am întrebat, da. Că v-ați pornit în aceeași zi. Da. V-a ridicat, v-a dus și în aceeași zi s-a și pornit trenul. Apoi dacă un eșalon s-a pornit, da, au două mai rămas, era tovarnic de este. Așa. Și asta, tata meu a stat acolo, el avea verișori, vreo trei îmi pare că verișori, și el pericantavalsă, cum spune în vremea asta, și pe urmă el, când dem s-o liniștit, dem nu știe precis că nimeni, pe nimeni nu e, au trecut ani, 5 ani de zile, el s-a dus la Gorzdrav, el cândva a învățat cu cineva acolo, și pe dânsul l-a trimis la lucru, știe, fără documente, ori poate au găsit cumva, prin marturi, eu nu știu cum s-a legalizat el. Și l-a trimis și eu, cum atunci, prima dată l-am văzut. Și după aceea eu am terminat acolo 7 clase și am intrat la școala de medicină, la Bălț. Dar dumneavoastră, eu înțeleg că posibil ați fost afectat când ați simțit că de-a mai a trecut șocul ăsta. N-am mai simțit, eu tot vreme eram, dacă mă purtam dintr-un raion. În primul rând am trăit chiar la fratele meu, dar nu m-am grijă fratele meu. Ca mama, da. Soacră să m-am plătit, bani dădea mâncare, bani nu-i dădea. Eu tot vreme eram, când mă uitam că ne-a mâncat, dar cum să șer eu, dacă nu-i mama, nu-i tată. Dar asta e fratele, clar că el poate ar fi avut grijă, dar îmi direi că... Da, și el nu grijă, dacă s-a fost sora, apoi asta e altceva. Da, bărbații. Da, bărbații o soție și cu soacră. Dar din sat, n-ați avut probleme cu... Eu mai mult în satul și ala n-am fost până... Nu, în toate satele, în toate localități, când vă mișcau de la un frate la altă, atitudinea... Copchilul, îmi spune că eu sunt copchilul lui fratele meu. Adică ei așa spuneau, da? Da, încă așa spune. Ăta, naverna, un bulgenat, ăta e o rebeonă. Că în sensul ăsta că... Lumea n-ați avut probleme. N-are treabă, lumea не такая была любопытность, как сейчас. Да, ты де unde, да че el și de aici, да че. Nu era asta în... Erau mai toleranți, mai acceptau și așa. Da, fiecare știe cu a lui, ei n-aveau. Este. Spune că e soră. Gata, nu eram persecutați, ori urmăriți în satele cele, ori să-și bată jocul. Dar frații dumneavoastră tot nu simțit nicio presiune din partea autorităților după asta, nu vedeți? Dar și ei au spus, ei nu au spus că ești din familie de ridicați. Dar celălalt cu care ați fost ridicată? Așa, la săracul, el... Vase, da. El era mai, nu cum, să înțelegi, el a ascuns, tot vremea noi a ascuns, că din țărani, din familie de țărani, sărașe, că așa scrie în autobiografie. Ascunde treaba. Ascuns, tot asta era ascuns, da.
Dar... Și apoi după aceea, mama lor este bine, după ce a trecut de s-a liniștit, mama l-a găsit, cum a umblat, ei, pe urmă l-a dat ei la tehnicul în urechei. Dar când s-a reîntregit familia? Familia s-a reîntregit? 5-6 ani. Prin 50... După ce a murit Stalin. 53 a murit Stalin, da? 53 a murit Stalin. Și după aceea, e că după aceea undeva, eu știu că eu 5 ani nu l-am văzut pe tata, e că după aceea, undeva jumătate de an, când după prima întâlnire cu tata, apoi de-am început. Mama, tata, dumneavoastră, încă da. Și cine mai văzut? Și fratele meu, și... unul, numai este care că... Tot Vasile, da? Vasile. Nu Vasile, era așa de l-a pus, l-a restituit, învăța, el învăța la tehnicul Mânurhei. Tehnicul de medicină, a terminat și apoi urmă a terminat facultatea. Cum în Gheorghevsk, ori în Pitigorsk, nu știu unde s-a dus el. Acolo a terminat și cel mai principal, că el a lucrat medic militar în, în asta, organizația asta care pe noi ne-a ridicat, știi? În organele astea, da. Vasile, da? Da, da, în Kamchatka a fost. 17 ani acolo eu am lucrat, medic militar, dar în Войска внутренних дел. Внутренних, mhm. Asta e interesant, înseamnă că trecutul lui nu a ieșit nicăieri, nu l-a fixat, nu a fost documentat nimic, nu, el ascuns. El atunci s-a pierdut, s-a reîntors în familie. În familie nu. Ei, mă rog, s-a reîntors atunci, dacă a dat drumul pur și simplu. Da, a trăit el la sora lui tata meu și nu s-a... El a trăit la sora lui tata meu, dar eu am trăit pe la frația, ca așa. Pe urmă, mama și cu tata aveau, cred că, grijă de dânsul ca să s-a dus... Nu era, nu avem nici metrică, nici nimic. Atunci din biserică se dede după așa. Dar noi, tata și cu mama, a fost cu mătri, cu popa din sat. Și așa l-a dat de la hârtie, metrică, ca metrică, ca să poată înregistra să-i facă svedetelstvo o rождение. Și ea că după aceea așa, ea că așa, câte o leacă, câte o leacă. Dar în autobiografie și eu am scris că eram din țărani. Deci toată viața dumneavoastră n-ați scris din țărani și... Din țărani și tata meu după aceea când noi ne-am cu tata, cu mama pe urmă cumpărat casă în Bălț, apoi tata meu lucra medic și eu noi ne-am întors cu soțul, el a învățat la institut și nimeni nu știe că el e tata meu. Dacă eu scriu la lucru că din țărani, dar tata meu lucra felcer la salvare. Aha, adna familie, da? Da. Nu știu, adna familie, eu eram jantoată. Eu erați măritată, da, până la asta. Eu l-am spus și eu m-am măritat. A, clar. Dar în familie, până la măritie și după, se discutau chestiile astea sau nu? Nu. Era așa o de evitat tu știi, toate chestiile. Noi am trăit vreo, eu știu, vreo 3-4 ani după și eu i-am povestit lui soțul meu că eu am fost deportat. A, el nici nu știa, nici da? Nu știe, dar, nu... El, dar el nu din, n-a fost din Dăsăvie, de caz, da? El a fost, socrul meu tot a fost din Răză, familie așa, spune cum francez, a venit pe pământul este, cu pam, a făcut, asta așa e, spune, și, dar nu a fost ridicat, numai sora lui tata meu, dar sora lui tata meu a scăpat, fiindcă eu învățat, cu, era secretar Prezidiul Verhovnul Soveta Crăciun, Agrapina Nikitichna, și ei era prietena ei și așa i-a dat de știri că tu fugi, că pe tine să te ridici și ei s-au ascuns la dâns. Și a venit să caut la secretar Prezidiul. A chiar la secretar, la dâns, că la Crăciun s-au ascuns, da? Da, da. O lăsat tot așa bogăție, tot, s-au luat și eu hainele de necesitate și au venit la dâns așa spate. Și așa ieși atât și-o confiscat. Deci erau și gesturi de astea, adică și multe erau. Apoi dacă era prieten, înțelegi, da, e, erau. Dar câți prieteni câți, să da, vând da, da, și rude da, să vând, da, mai da. Zic de prieteni. Da. E clar. Și adică noastră, în familie, i-ați spus soțului și... Dar cum a spus? Eu îți spun că asta era, ia ca așa, cruce. Nici nu vorbim nimeni, nici noi ne întâlnim, ia că mă iei de musmorți, hai că pe mă, eu le-aș întreba. Dar și dacă eram în diferite raioane și dacă veneam eu pe o zi, două, pe eu avem să ne amintesc așa, că vezi cum plâng,
Ну, не моя тема, а что дискутам на нейтральной теме, только не связанной с темой аста де депортаре. И сарашо вы înțelegere tacită, да? Adică, да, мы înțelegere. Ну, ка, ну, ну, а видели, ну, вас înțeles специал, да? Да, аша. Да, сымцец, ка, ну, требуй să vorbiți. Ну, требуй să vorbim locul. De ce? Сымцец, ка, и periculos. Ка, era, аша, да, не спорит, ка, и periculos, ну, требуй să fie nimeni. Că dacă, de exemplu, da. Iese în ceva rând, din asta... Stai o leacă la comuniști, după și hai că s-o terminate și noi de am crescut mari, lucram și i-am scris că am fost din Colaș. Apoi, în primul rând, pe dâns nu, soțul meu era membru de partid, l-a primit că să fii medic și el trebuie da. Să intre în partid. Să fii, da, da. Eu n-am fost nici cum să mă listă, nici în partid n-am fost. Rog. El bine, el trebuie, da, el trebuie, era, el poate credea, nu credea, asta probleme lui personale erau, dar trebuia să intre pentru că poți. Dar dumneavoastră de ce n-ați intrat? În Comsomol n-ați intrat? N-am intrat. Asta așa s-a întâmplat sau totuși nu, sau altceva? Nu, în primul rând, eu nu știu de ce, că eu nu pot să spun de ce eu n-am intrat în Comsomol. Când eram până la Comsomol, pionier, știi? Deci pionier ați fost, da? Am fost, da, am fost pionier. Dar la Comsomol n-am intrat, e că... Nici nu m-am... Dar la școală, când ați învățat la școală... Eu am fost eminentă. Nu v-a impus, nu v-a... Deși dacă era fratele meu, unul într-o ripă și altul. A, și adică și da, este... Da, da. Da. Și pe urma așa, era directorul de mult Lipcani și aici este directorul de și școală. Și nu insistau? Nu, nu credeau că asta e necesar? Nu, da? Nu, ei nu, nu. Și ei nici nu au fost, nici ei nu au fost, nici comuniști, nici nimic. Dar dumneavoastră... ați avut o atitudine oarecare față eu, de putere sau nu? Sau asta? Eu ca o frică, ca o spaimă, știi că cum ar năvăli, ar năvăli să te ușidă și tu nu știi de ce să te ușidă pe tine și tu te ferești de dâși la всяchi случай și mai departe. E atunci în ziua, da, deci în perioada ce... Și de putere asta. Ulterior, după asta. După asta, toată după viața, asta. Da? Așa, să pască-i. Mă temem așa? Știem că asta e ceva necinstit, rău, pentru mine e rău și trebuie să mă feresc. Asta a fost o... Așa, intuiție. V-a afectat într-atât, da, atunci atâta, pe toată viața v-a marcat da, treaba da, asta, sau nu? Da, 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 asta e drept, m-a marcat pe toată viața, că eu mă temem de fiecare asta, să nu știe nimeni și atunci când am luat soțul meu, așa vârvălosi. Că el, vă spun că vreo trei ani noi am fost căsătoriți și nu știu și el. Ei, da, ia că eu îți fac, zic că ei, îți faci, nu știu, spune-mi, îți spele. Ei, îți faci, îți faci, că dacă erai tu, erau părinții mei la loc și era pe vremea când noi eram bogați, ap tu la mine nici o gradă, dvornic n-aveți și. Deci, da și dvornic, da și despre ce merge vorba. Și atunci ne-am așezat, deci ia vin cu așa. Ne-am așezat și am vorbit, e că atunci prima dată. E că noi am fost ridicați în Siberia și tu ai fost în Siberia. Dar pe noi ne trebuie să ne trimat în Tiumenia, asta eu știu precis că direcția asta trebuie da, să... Dar v-a anunțat că vă duceți în Tiumenia sau că? Să ne duc în Tiumenia. Eu cred sau că... oamenii spun eu oamenii din jur, spune, cred. Da. Nu cred că v-au mai informat. Nu, nu pe noi, nu, dar așa care se duceau la Dopros, de pe de fiecare familie, așa e mai aflau acolo. Circulau zvonuri da. Proaste și așa mai. Da, da, da. E ca așa. Da, n-am fost dar n-ați avut probleme studii, ați obținut, adică aici nu a fost diferență între alții. Nu, apoi dacă e, cum? Altora, colegilor, prietenilor, n-ați spus. Da, la nimeni. Numai după, când ați început să spuneți? E că am o ea, nu știu cine, ziua medicilor și râdem, nu știu ce, ai mată tot încă ești medic, zic, eu-s babă de-n pensionară. Da, și nu știu, nu știu cine a luat, zic, eu chiar sunt din familie de medici. Cum din familie de medici? Șeful meu care eu am lucrat și noi am mâncat dintr-o bucăță cu dosă de unde. Păi da, tatăl meu a fost felcer, dar pe vremea și la România asta era doctor. Nu că... Și zic, a lucrat la salvare, zic, întrebați-o pe Baikalova. Dar Baikalova era șef de secție la noi, dar mama ei era medic șef la salvare. Și zic, ești știi că tatăl meu a lucrat acolo și... Deci, serios, mai am văzut pisale și eu sunt din familie de țărani. Zic, așa o trebuie descris pe vremea și asta că numai n-am fost în Siberia, dar îmi pare că mai mult, așa e, măcar o s-o ținut grămadă, tăți... Dar familia a fost împrăștiată. Împrăștiată, așa, ia și tăți temeu și te temei să... Numai
unică, că vezi, acum controlul e mai strict. Poliție, pe drum, urmează, arată pașapoarte, multe duși, asta. Dar tu și tu era așa. Te pare că te duci nu știu unde fără. Și era așa de strict pe vremea și nu, tu Uniunea Sovietică duceai fără capul celălalt. Capul celălalt, da. Nu era așa, că nu te controla. De, pe noi ne-a oprit de atât copii străini, îmblă cu șerutul, flocoș, te închipui și da, și da, da. Avem rășios, că mă cheptăna și neva. Cred că la mine părul era creță, cred că era ca o pacle. Mm-hmm. Nu una ți-am minte când așa e câștigat, știi, eu așa ședem și capul am urât acolo și ei mă cheptăna. E că asta eu ți-am minte. Eu grijă, îmi grijă. Îți vă rog, dar e că după destrămarea Uniunii Sovietice, de-am atunci ați putea de vorbit, atunci au parvenit reabilitarea, au venit. Apoi că de atunci așa pur să atunci, vorbim. De numai de atunci ați început de vorbit. Da, de vorbit. Da. Dar într-un fel, dumneavoastră n-ați fost activă din punct de vedere politic, nu v-ați ferit de treaba asta. Eu așa am boșit când fratele meu, știi, eu mică, dacă n-a murit Stalin, am umblat cu panglică neagră și așa plângem parcă a murit tata meu. Și el umbla, doar el știe că el e de, el mai mare, el știe ce înseamnă asta. Eu poate ca un copil nu prea, da, că de la Stalin se trage, de unde se trage asta. Și e că așa era, lumea era neinformată, închisă, lucrurile care, dacă spunea, e că atunci era disciplină. Dacă spune că nu se poate, gata, nu mai scoate un cuvânt, îmi pare chiar să te taie că nu mai spune nici un cuvânt. Dar poate era mai bine, așa, poate mai bine că erau, da, au suferit foarte mult, erau, și care e diferența? Că așa s-a dus cu acele 300 de chile, dar noi nici fără 300 de chile, dar schitalii pe belomul svetul, cum spune rusul, dar și ei au venit tăți și grămăjeară și erau tăți și se sfătăiau și așa pot, și acolo s-au îmbogățit. Dar erau istorii diferite. Când acolo au venit de acolo, au venit mai bogați decât s-au dus, înțelegi, din sat, de la noi. Pe unul, fratele ne-a odată, eu după 25 de ani după radicare, ăsta fratele mai activ era, ăsta care medic, el a venit din Kamchatka în concediu și zice, давай, я тебе покажу, где ты жила. La noi casă s-a păstrat, dar și fântână încă este. Dar odată la alți oameni acolo, alți trăiesc, nu alți. Clar, da. Și el zice, tu ți-ai minte unde era biserică? Zice, tu trebuie să ți-ai minte că tu, în fiecare când era slujbă, popa era nănașul meu, apoi în fiecare dată te dușești cu tăți, te spăvăduie, până nu se termine spăvădania și trecei. Și el și de ana na всю оставшуюся жизнь посповедалась. Și asta zice, tu trebuie să ții minte, cum? Iaca aici e biserica. Și eu țin minte că de la biserică, drept drumul până jos și iaca e o gradă noastră. Și de nu era gardă, nu era nică, unică și-am cunoscut fântâna. Eu de-am, hai, 7 ani, de-am avem 32 de ani, de-am o matahală mare, și i-am găsit, zic, ia că asta e fântâna noastră, că eu o țin minte. Dar nu-i nică, nu-i casă, nu-i asta. Am înțeles. Dar acum aveți un sentiment, am ce sentimentele trebuie să facem? Așa, că n-am avut copilărie, n-am știut și mamă și tată să trăiești în familie, asta eu am fost lipsită. Eram nemâncată, nespălată, nechipeptănată, nemângâiată, n-avea și să așa ca pentru oameni străini, ca un... Ca un, da, da, ca da. O buriană care e crescută pe marginea drumului. Da. Și m-am educat singură, dacă ai, este o genetică bună, apoi nu-ți pierde omul, tot una te duci, eu singur în practică. Dar din familia noastră toți s-au împlinit, oamenii împliniți. Da, frații mei au familie și casă bună și tot, și au lucrat la asta. Unul direct, ei așa erau doi învățători, ăsta era medic, au lucrat medic militar, când s-au dus la pensie. Am înțeles. Acum aveți o atitudine specială față de comuniști, față de puterea sovietică? N-am eu așa, știi, eu... Murul este? Eu să vă spun de ce, eu știu un om care eu nu țin ură pe oameni. Poate eu sunt fost de ce care cu răutate în mine și asta,
Avem, să înțelegi, pentru așa ceva trebuie să ai o ură și o față de oameni și care ți-au făcut rău, dar eu pe viață întotdeauna pe toți să iert și las de la mine și încă din contra. Dacă eu știu că el mi-a făcut rău, dar eu încă îi fac mai bine. Așa e eu, așa e natura mea. Și probabil de atât nu mi-a rămas mie ură. Dar nici, parcă, nici din familia mea la nimeni nu a rămas. Tare noi am suferit toți și să trăiești cu sluși. Și la urma urmei să pe drumuri să șeri o bucată de pâine asta, să înțelege că e ură și te scoate din... Așa ești situație, numai că noi am rămas aici în Moldova, dar și au fost în Siberia. Numai așa erau toți împreună, dar noi am fost împrăștieți. Nu era așa. Acum e altfel, da? Acum lumea. Evident. E că pe mine, eu am învățat copiii așa. Pe mine nu mă interesează cine are mult, cine n-are mult, treaba lui, el înseamnă, o știut cum să-și planeze bugetul, cum și să facă, dar la mine așa s-o promit, la tine așa, de ce eu trebuie să mă uit în ograda ta și în buzunarul tău? Ce eu, e că eu cu mulți, e că, ia uite așa la are bani, dă uite la așa la, dă uite la filat, dă uite la șmelat, dar ce ți-i treaba ta? Tu, eu așa, tu cine ești? Medic? Medic. Tu fă comparație dintre tine, medic, de alt medic. Dacă la dânsul e mai mult decât la tine, înseamnă că ori el muncește mai mult și tu dori și nu faci, ori treaba lor cum de zis. Dar ce s-a aprecia atunci, Marfa? Atunci omul după ce calități s-a aprecia? După, știi, cinste, nu ca că... Когда люди порядочные, чистые человеческие отношения, доброжелательность, яка сремуну лалту на жутор, фыры без скорости, яка, ну и притянем, что ее ультиму букацика, яка кирсу спуна шамунказ. В разы к шефу горздравовой плекат ла высшая партийная школа. Dar trăim noi greu toți, fiindcă salariile mici, atunci așa, salariile mici, banii și ei, pe vreme și ei, era și ei mai mare salariu, 110 ruble. Era mare salariu, dar nu puteai să găsi producte, nu era, era tot dăstăvalovca, deficit, da. Și e că el a plecat și a rămas soția lui. Și el tot așa, era într-așa stare ca noi, tot, nu avem apartamente, că ne-a dat la toți, da, atunci dădeau apartamente la lucrători. Da, ca să pui în apartament, trebuie să muncești, așa? Da. Să muncești, să-l, e ca mama mea, e ca de fel de asta e mobilă din apartamentul ăla, că mama mea ne-a dat 1300 de ruble și eu i-am cumpărat mobilă pe 3 camere. Dar singur noi nu eram putere. Vine și dormi pe jos și spune că iar nu v-ați cumpărat pat. Cât ați dorm eu jos? Nicănor, na, tu ești mai mare, n-ați cumpărați un pat. El zice și cumpăra pantofi, că el era medic șef și n-ați duc pantofi rupți. Îi dădea nici eu, îi cumpăram altceva. Nu-i clar. Așa era viața. Da, eu de m-am pierdut firul și el sărit. Nu, am întrebat după ce s-a apreciat oamenii și ați avut o familie tot așa. Da, familie. Și e că el s-a dus, eu am uitat, în Rusia a fost el la specializare la asta, Vâșă Partienă școală și trebuie ies să ducă la dânsul. Dar și n-are roche, n-ați roche mie, n-ați asta. Și eu avem, facem economie, avem, o țin minte că 50 de ruble strânsă, dar 50 de ruble pe vreme și era jumătate de salariu. Și eu îi spun, zic, mai, el spune că eu nu purtam bani în lifcic, dar așa spune el că a fost o zi de naștere și el spune că eu așa un suflet, așa niște prieteni buni, așa oameni. Și el spune că eu n-aveam cu ce să mă îmbrăc, mi-a dus o roche, mi-a dus încălțăminte, bine că ne potrivim, ne-a combinat, copiii au rămas cu mine, i-am dat bani și ei care i-am strâns pentru familie minată, șoptând mă la sebe păzvolit. 50 de rupți, dar asta și mai scump bani era, de atât că era rupți de la familie, da, de la ultimii. Asta, ultimii. Și zici, dar eu cu 50 de rupți am putut să fac față pe vreme și tu ce restaurant cât pătei? 15 rupți pe jăia, da, o guleancă era. Nu, ia ca cum era, toți s-adunau, medici șefi. Șeful Gorzdravului, toți s-adunau, era bine, petreșiem, familie, tot. Mâine. Dacă tu n-ai făcut,
frate cu frate, de brânză cu bani. Dacă tu erai vinovat așa te beștele, nicătând că ieri o stat în capul mesei la tine, înțelegi? Ia că asta eu să socot că e cinstit. Să nu fie panibratstvo, cu mătria, asta e. Noi trebuie să lucrăm, știi, văd la iznos, cum spune, de atâta și să aprecie omul și ala, care lucra cinstit, care știe că eu n-am să băzesc pe cumătru, pe așa. Ei au câștigat autoritate cu muncă, cu cinstea ei, cu, cu toate astea. Așa era presurile înainte, nu așa cum acum. Am înțeles, normal. Încă am o întrebare. Dar în privința religiei, familia noastră era religioasă sau nu? Nu țineți minte? Nu cum, da, se duce, tata ne-o duce la Sfințit Pasca, înseamnă că era religios. Nu, mama se duce la biserică, eu, dar după aceea când au venit de când eu am mai crescut, când s-au strâns comuniștii mai mult de erașă, să interzice religia, până mi-a fugărit, fratele meu era director de școală și se duce, Doamne ferește, să ne ducem, dar noi ne ducem la, să vedem cum Sfințesc Pasca. Și se fugărie copiii, nu se dădea voie la biserică. Era strict că... Nu înțeleg, dar n-ați fost o familie profund religioasă ca să se înțeți după asta nu, că... Nu, cum, așa ne ducem la biserică, ca și cum se duce, și cum se lasă. Lume, dar noi eram fanatic, noi eram sectanți, noi eram... E clar, e clar. Nu eram în problemele astea. Da, și mama mea s-a rugat la Dumnezeu, tăți bunei, tăți asta. Da, așa că să nu ies din biserică, nu era așa. Am înțeles.